Am să încep așa. Fii schimbarea pe care vrei să o vezi în lume. Este un citat de Gandhi și acest citat mi-a dat curaj să visez. Apoi m-a trimis cu gândul în copilărie, la primele valori morale pe care le primim de la părinți, de la bunici, curajul, onoarea, diferența între bine și rău, milostenia, credința, sunt primele valori pe care le întâlnim în familie, la biserică și ele ne formează pentru viață. Cu toții avem visuri, mai mici, mai mari, putem noi înșine să devenim un vis? Consider că visele ne dau direcția în viață. Singuri sau în colectiv, cum suntem astăzi aici, căutăm să dăm vieții un sens. Am devenit voluntar acum 10 ani pentru prima oară în cadrul unei asociații cu sindrom Down. Pe această cale vreau să le urez la mulți ani pentru 21 martie, când am sărbătorit un alt mare eveniment, Ziua Mondială a Sindromului Down. După cum vă spuneam, în urmă cu 10 ani devenisem voluntar pentru prima oară, pentru că mi s-a părut cool. Habar nu aveam în ce m-am băgat. Pentru prima oară în viață am simțit că inima îmi bate altfel. Pentru prima oară în viață am simțit că am un scop, un scop comun nerostit. Să-ți găsești calea la numai 20 de ani pare un lucru destul de firav, un lucru greu de dus până la capăt. Au trecut 10 ani de atunci și împreună cu ceilalți am reușit să împlinesc foarte multe visuri, inclusiv visul meu de a deschide o clinică medicală de recuperare la cele mai înalte standarde. Pot eu acum să ajut mai mult? Pot să ofer mai mult? Da, pot. Și le mulțumesc acestor copii cu nevoi speciale și nu numai, pentru că fără ei, astăzi, nu mă aflam în fața dumneavoastră să-mi spun povestea. Și apropo de poveste, o scurtă istorioară vis-a-vis de parcul de lângă noi, Parcul Carol. Primul proiect pe care l-am scris pentru acești copii cu sindromul Down a fost terapie prin dans. Ceva nemai văzut, ceva nemai făcut. Acum 10 ani. Un proiect finanțat și a venit momentul implementării acestuia. Foarte greu. Am căutat o sală, am căutat orice, o clădire să aibă acoperiș asupra noastră. Am alergat pe la instituții, dar în zadar. M-am rugat la Dumnezeu să-mi lumineze mintea, să îmi pot duce proiectul până la capăt. N-am să uit niciodată acea zi, o zi de marți, 18:30, luna mai, Parcul Carol, la baza scărilor, în partea dreaptă, lângă un copac, un mic platou, am chemat toți copiii participanți la proiect. Vremea era ca acum, ușor instabilă. Am așteptat, am avut răbdare și la un moment dat au apărut exact doi copii. Am dat drumul la muzică. M-am apucat să-mi fac treaba, trebuia să-mi duc proiectul până la capăt. În primele 5 minute a început să burnițe, în următoarele 5 minute a început să plouă ca niciodată în acea perioadă. M-am uitat în sus, Doamne! Vreau să vă mărturisesc că următoarele ședințe de terapie prin dans au avut loc tot la baza acelui copac, tot în Parcul Carol. Tot acolo lumea a fost impresionată de ceea ce făceam. Mi-am găsit sala de repetiții pentru dans și de acolo am participat la multe alte evenimente. De aceea le datorez totul acestor copii. Mi-am dat seama pe parcurs cât de greu este să fii voluntar. Câtă responsabilitate avem noi ca voluntari în societatea în care ne desfășurăm activitatea. De aceea vă spun că pentru a fi voluntar trebuie să nu renunți niciodată, să înveți cât mai mult în domeniul în care profesezi. Să fii voluntar înseamnă să te sacrifici pentru ceilalți. Mă uit la cei din față, au câteva ore în care totuși țin aceste banere și cu zâmbetul pe buze ne privesc pe toți. A fi voluntar există o responsabilitate și îmi doresc ca împreună să o ducem la capăt. Și o să vreau să închei cu un citat. La fel cu impact asupra mea, de către prezident John F. Kennedy. Niciodată înainte, omul nu a avut o așa mare capacitate de a controla mediul în care trăiește.
capacitatea de a pune capăt foamei, sărăciei sau dezastrelor. Avem puterea de a fi cea mai bună generație pe care a cunoscut-o omenirea vreodată. Eu am fost Dorin Popa și vă mulțumesc, dragi părinți și dragi voluntari.